Pe parcursul lunii noiembrie, poliția rutieră va desfășura în toată țara operațiunea Bacchus. Acțiunea are scopul să disciplineze șoferii care nu ezită să urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Urmărim un reportaj de la Ungheni. În perioada de 27 octombrie-27 noiembrie, în raionul Ungheni, precum și în țară, poliția rutieră desfășoară operațiunea Bacchus, menită să depisteze șoferii care conduc în stare de ebrietate. Agenții rutieri vor verifica în mod special șoferii amatori de a circula noaptea, deoarece majoritatea încălcărilor de acest gen, adesea cu consecințe grave, se atestă pe timp de noapte. Perioada respectivă, deși toți vor fi antrenați, cât poliția rutieră, cât și inspectorii de sector și alte servicii a Comisariatului Raional de Poliție în scopul prevenirii accidentelor grave cu implicare persoanelor în stare de ebrietate, adică conducătorilor auto. Perioada respectivă, efectivul poliției rutiere este antrenat în serviciu mai mult de noapte. În scopul prevenirii a astfel de încălcări, pe timpul zilei, agenții rutieri informează șoferii despre operațiune și despre pedeapsa care poate fi aplicată în cazul conducerii autovehiculului în stare de ebrietate. În cazul că unitatea de transport este stopată pentru alte încălcări, respectiv să anunț conducătorii auto despre desfășurarea operațiunii nominalizate de Bacchus, cât și să aduci la cunoștință și situația accidentară, doar fiecare privește televizorul. Practic, artierele Republicii Moldova s-au transformat într-un război. Potrivit statisticilor, fiecare al șaselea dosar penal deschis de procuratură este pe numele șoferilor prinși beți la volan. Totuși, șoferii nu prea sunt la curent cu prevederile legii. Cunoașteți scătare care e pedeapsă pentru persoane care s-au urcat la volan în stare de ebrietate? Nu știu. Nu știți? Dar de ce? Eu nu fac lucrul ăsta niciodată. Dar de cât timp sunteți conducători auto? Nu știu acolo eu cât e, nu știu, din mult, m-am uitat acolo, este la mine. A, dar ați făcut cunoștință? Da, eu am acolo tot. Știți că dacă treci limita de 0,38 gram litru în sânge, e pedeapsă penală. Știi, dar dacă concentrați alcoolul în sânge e până la 0,38, e pedeapsă contravențională. Poliția rutieră atenționează că în această perioadă se atestă un număr sporit de accidente cauzate de conducerea în stare de ebrietate, dar și vizibilitatea scăzută. Pentru a evita producerea accidentelor de la 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile aprinse. Deci în scopul evitării unor accidente rutiere, toți conducătorii auto trebuie să echipeze unități de transport cu anvelope de iarnă și deplasarea unităților de transport numai cu farurile la fază scurtă. Pe parcursul a ultimelor 5 zile, în raionul Ungheni au fost depistați 8 conducători auto care se aflau în stare de ebrietate. De menționat că de la începutul anului au avut loc peste 2000 de accidente, dintre care aproape 7% au fost provocate de șoferi aflați în stare de ebrietate.